Bună și bine ați venit pe acest canal! Vreau să încep acest clip prin a vă ura la mulți ani, să vă doresc multă sănătate, multă fericire și împliniri în viață. Sper din suflet ca anul 2022 să fie un an mai fericit, mai liniștit și mai împlinit pentru toată lumea. Și da, cam asta vreau să vă urez. Vreau să vă spun că primul clip din anul acesta este un clip de empties și am aici plăsuța cu produsele pe care le-am consumat. Aș fi vrut să mai aștept puțin, deoarece mai am câteva pe final, însă am zis hai să le arunc, deja le-am ținut. Au ajuns cu mine în 2022, așa că cred că e cazul să scap de ele. Și o să vă arăt ce am eu aici. O să le iau random, nu o să le pun pe categorii sau ceva. Și o să încep cu ultimul produs consumat. Este vorba despre această vopsea de păr de la Palette, Deluxe Oil Care Color, nuanța Blue Black. Cam așa arată. Pe asta am găsit-o la ofertă în Penny cu vreo 10 lei, parcă, sau 10 lei 50. Și am luat-o, aveam de ceva timp în casă, așa că am folosit-o și îmi place, n-am ce să zic. Adică acoperă destul de bine. Eu am folosit-o mai mult pe rădăcini și pe vârfuri, nu pe întreg părul, deoarece o cutie nu mi-a ajuns. Vedeți că am părul destul de lung. Dar a fost ok, doar așa cât să-mi împrospătez un pic părul, plus că am multe fire de păr albe și de asta am folosit-o, însă ce pot să vă spun sigur este că nu acoper firele de păr albe sau cel puțin doar până la prima spălare, aș putea spune, cel puțin la mine așa se întâmplă. Mai departe am aici un șampon de la Douglas, pe care l-am luat de pe import direct. Deep Detox cu Moringa and Green Tea. Și a avut 250 de ml, l-am folosit de vreo 3 sau 4 ori, am zis hai să văd, poate face ceva, poate că trebuie să-l las mai mult să acționeze, să-l folosesc de mai multe ori, însă nu, nu mi-a plăcut deloc, mi-a provocat mătreață mai mult decât aveam. De mirosit, mirosa ok, na, ce pot să zic, dar nu mi-a plăcut deloc. Ăsta l-am folosit pe post de gel de duș și așa l-am și terminat. Și da, așa a fost ok ca și gel de duș, dar ca și șampon nu vi-l recomand, cel puțin la mine nu a funcționat. Am mai terminat un pachet de șervețele din acestea de la Huggies. Am astat eu cu apă. A avut 56 de șervețele, au fost ok, mi-au plăcut. Cred că mai am vreo 2-3 pe final și cineva a rupt chestiuța asta de acoperă și s-a uscat, așa că da, dar ele au fost ok ca și produs, ștergea bine, chiar am fost mulțumită de ele. Mai departe, și la alea cred că puteam să le mai pun puțină apă și erau ok, oricum ele au fost cu apă, deci nu conțineau altceva. Da, am terminat, cred că doar unul, da, doar unul, un pachetel din acesta de la Amelia de șervețele umede, știți că mie îmi plac astea, le țin în ghiozdan, în geantă, prin casă, prin mașină, îmi plac mult. Și le iau de pe la Kaufland, le găsesc la ofertă la 90 de bani, parcă. 90 de bani, un leu, depinde. Iau mai multe când le găsesc la ofertă. Am mai terminat aici un șampon care mi-a plăcut și nu prea. Adică l-am folosit cam mai bine de jumătate și mi-a plăcut, a fost ok. Însă poate și unde părul meu a avut destul de multe probleme cu mătreață, cu cojițe în ultima perioadă. Chiar am avut destul de multe probleme cu părul. Cel mai probabil de asta, nu vreau să-l scot pe el vinovat, cum nici pe cel de la Douglas n-aș vrea să-l scot vinovat, însă asta chiar mi-a provocat mătreață, adică nici nu se cunoștea că m-am spălat pe el. A fost groaznic. Ei, ăsta a fost ok, nu vreau să-mi dau o părere prea amănunțită despre el, că nu știu ce să vă zic, adică n-ar avea rost să vorbesc urât despre el, pentru că nu e cazul. A avut 500 de ml și, sincer să vă zic, nu pot să zic că am o părere exactă despre el. Mai departe, am mai terminat acest gel de duș, de pe import direct l-am luat și pe ăsta, Body X Fresh. Mi-a plăcut mult mirosul la ăsta. Da, miroase super bine, însă trebuie să puneți o cantitate foarte, foarte mare ca să vă spălați pe corp cu el. Face spumă, însă se duce destul de repede, nu este suficient de dens, așa că eu, sincer să vă zic, am mai avut unul și l-am oferit cadou, nu am mai vrut să-l folosesc eu. Așa că, clar, nu o să-l mai recumpăr, cel puțin nu pentru mine. Am mai terminat aici un, ce știu, o spumă. Zice că este un Shower and Body Shape Foam. O spumă de
duș sau de ras de la Famen Ocean Collection. Asta am folosit-o pentru atunci când foloseam, când mă făceam pe picioare cu lama. Foloseam această spumă și mi-a plăcut în felul ăsta destul de mult. Și ce m-a uimit este că a ținut destul de mult. Chiar am folosit-o de foarte multe ori și mă și gândeam când o să termine. În final am reușit să scap și de ea, dar a fost un produs bun, plus că a fost vreo 5 lei pe import direct, ceea ce este minunat. Și a avut 200 de mililitri, în cazul în care nu v-am spus. Mai departe, mai am acest Head & Shoulders, 200 de mililitri. Ce spune aici? Este scris într-o altă limbă, de asta nu pot să vă zic exact ce și cum. Dar, clar, nici pe ăsta nu l-am mai folosit, unde am avut probleme cu mătreața. L-a folosit soțul și băiețelul meu pe ăsta, deci nu știu ce să vă zic despre el, dar l-am consumat și pe ăsta. În general, mie îmi place Head & Shoulders, dar nu am folosit de data asta. Am mai terminat acest spray de corp, Sensity Sun Sparkle de la Oriflame. Pe ăsta l-am folosit pe post de dezinfectant. Cineva aici pe YouTube mi-a zis că funcționează și așa și l-am pus într-un recipient mai mic și l-am folosit așa. L-am mai folosit și prin cameră, dar pe corp nu vi-l recomand. Dacă îl vreți pentru corp să-l luați pe ăsta, puteți să încercați orice altceva. Vă recomand în general spray-urile de corp de la Yves Rocher, mie le-am plac mult, dar ăsta nu e ok. Nu pentru corp mă refer. Mai departe, am terminat de la Garnier acest balsam de păr la 200 de mililitri. Cam așa arată el. Cu ce erai tu? Cu migdale, ceva de genul, parcă da. Ceva de genul. Mi-a plăcut tare mult cum mirosea, era ok, dar am zis că în 2022 o să folosesc doar măști de păr. De ceva timp îmi propusesem să folosesc măști de păr. Mi se pare că sunt mult mai calitative și plus că nu folosesc, de exemplu, un balsam de ăsta de păr, să vă explic exact, la lungimea părului meu îl foloseam de maxim 4 ori. Adică trebuia să aplic ceva de genul, eu cel puțin așa aplic, pe toată lungimea. Și vedeți că am destul de mult păr, așa că nu avea rost să... Într-adevăr, astea erau destul de ieftine pe import direct, cred că le luam cu vreo 6 lei sau ceva de genul. Dacă nu chiar mai ieftine, dar nu făcea aceeași chestie ca și o mască, așa că am descoperit acum o mască de la, nu vine acum cuvântul, oricum o să vă arăt în produse consumate sau cel mai probabil în favorite, este o mască de păr minunată. Mai departe, uite că tot vă vorbeam de spray-urile de corp de la Yves Rocher, am mai terminat un spray de corp din acesta cu piersică, mi-a plăcut tare, dar tare mult ăsta. Eu mai am câteva neîncepute de când plasam foarte multe comenzi la Yves Rocher. Au fost la ceva ofertă, așa că am luat atunci mai multe. Și cred că mai am o cu zmeură, dacă nu mă înșel. Eu așa mi-aduc aminte. Pe asta chiar vi-l recomand. Un produs foarte, foarte bun și chiar merită cumpărat și încercat. Am terminat acest deodorant de la Nivea, cum să-l țin cam așa. Orange Fresh cu caisă și... citrice și încă ceva. Flori de portocal, cred. Ceva de gen. 48 de ore protecție. Spune ei că se usucă destul de repede, adică nu rămâi ud așa la suprafață cu senzația de umiditate. 150 de ml. Mi-a plăcut mult. Nu știu de ce, dar mi s-a părut că am tras atât de mult de el. A avut așa o cantitate de 150 de ml, dar parcă ar fi avut 300, nu știu. Mi se părea că nu se mai termina. Deși mi-a plăcut produsul, însă mă cam plictisesc când folosesc un produs destul de mult. Dar este un produs bun, dar și de chiar mi-a plăcut. Mai departe, am mai terminat acest săpun de la Palmolive. Mi-a plăcut, miroase destul de bine, a fost ok. Tot cred că de pe import direct sau de pe make-up, pe unde mai plasez eu comenzi, l-am luat. Tot de la Yves Rocher, mai am aici... o cremă, o mini-cremă din aceasta de corp cu mere coapte de acum 2 sau 3 ani, colecția de Crăciun. Asta îmi place tare, tare mult că miroase și cred că mai am vreo 3-4 astfel de recipiente, însă cred că o să le ofer cadou, nu aș mai vrea să le folosesc. Mi s-a luat cumva de mirosul ăsta. Soțul meu a terminat această apă de toaletă, din câte mi-aduc eu aminte. Da, apă de toaletă de la Glacier Fire. Foarte, foarte bine a mirosit. Chiar nu mă așteptam.
văd că nu mai are căpăciorul. Dar a mirosit super, super bine. Într-o zi, nu știu, plecam la cumpărături sau în oraș, nu știu pe unde. Și era dat parfumul ăsta și pur și simplu nu recunoșteam. Mi se părea că miroase atât de bine. Și mi-a spus că a folosit acest parfum. Chiar îmi place și cu siguranță o să-l mai recumpăr, o să-l recomand și prietelor mele. Mai am aici câteva produse. Haideți să vă arăt aceste concealere de la The One. Știți că eu le tot folosesc. Am tot zis că o să încerc și altceva, dar na. Avându-le pe astea, le tot cumpăr când sunt la ofertă. Cumva mi-a fost peste mână să iau altceva. Întotdeauna zic hai să folosesc ce am și după să încep un alt produs. Sau să cumpăr un alt produs. Așa că anul ăsta sper să încerc și eu alte concealere. Am terminat acest rimel, mascara din gama The One. Lash Transformer Mascara este al doilea sau al treilea pe care îl folosesc și vă spun sincer că este favoritul meu. Periuța asta sunt destul de banală, să zicem, dar îmi place atât de mult. Este pur și simplu uscat, nu mai am tras de el până la ultima picătură. Am acum tot ceva de la Oriflame, da? Dar nu îmi place atât de mult, sincer. Mai am aici un toner purificator cu ceai verde și lămâie pentru ten uleios, pentru ten gras. Nu mi-a plăcut, l-am folosit de vreo 2 ori, este aproape plin. O să îl arunc. Am mai terminat și o cremă de corp de la Planet Spa. La început avea ceva biluțe exfoliante sau ceva de genul. La început nu știam cum se folosește, nu știam exact ce este, am primit-o într-un swap. Însă am căutat și pe site la Avon și pe net și așa și ci că ar fi o cremă de corp. Dacă este altceva, îmi spuneți și mie, eu așa am folosit-o ca și cremă de corp și mi-a plăcut destul de mult. A fost cu lavandă și mie îmi place destul de mult lavanda, cel puțin în cremele de corp sau în gelurile de duș. Iar aici mai am 2 chestiuțe. Am terminat această pudră de la Rimmel, nuanța 005 Silky Beige. Chiar am terminat-o. Am și recumpărat-o pe asta. Îmi place tare mult. Dacă vreți o pudră destul de ieftină, accesibilă și tot ce vreți voi și care să și funcționeze, o luați pe asta, este minunată. Eu am luat-o acum în varianta aia translucentă, 001, nuanța. Și am aici un fond de ten de la Max Factor Healthy Skin Harmony, natural 50 cu SPF 20, 30 de ml. L-am folosit de câteva ori, îl am din primăvară, cred, nu mai știu de când. Eu nu mai am cliente acum, așa că mie nu mi se potrivește și nu are rost să-l mai țin. O să îl arunc. Am multe alte fonduri de ten care mi se potrivește și în perioada asta v-am zis, nu am fete pe care să le machiez, nu are rost să îl țin. Așa că o să-l arunc, plus că este cam jumătate, zic eu, cam jumătate, da. Da, și ăsta merge la gunoi. Și cam asta cu plăsuța mea. Să verific. Da, este goală, nu mai am nimic. Sper din suflet că v-a plăcut acest clip. Nu uitați să dați un like și să vă abonați ca să primiți noutăți ori de câte ori postez. Și nu uitați că în curând o să urmeze un haul second hand. Sper din suflet să-l filmez și pe asta și să-l postez. Mi-am luat câteva articole înainte de sărbători. Foarte, foarte drăguțe și sper din suflet să reușesc să vi le arăt și vouă. Vreau să vă arăt și cerceluși mei ăștia drăguți pe care i-am luat de pe Shein și îi ador pur și simplu. Și da, vă pup și vă doresc o zi cât mai frumoasă. La revedere!